Creștinii ortodoxi au prăznuit astăzi botezul Domnului. Numită și Boboteaza, Arătarea Domnului, Epifania sau Teofania, sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Proroc Ioan în apele Iordanului. Sute de bucureșteni au participat la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Patriarhală de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, întâi stătătorul bisericii noastre a explicat că unul dintre adevărurile pe care ni le descoperă acest praznic este acela al smereniei Mântuitorului și că botezul pocăinței pe care îl practica Sfântul Ioan era doar o pregătire pentru botezul creștin. Această sărbătoare este deosebit de semnificativă pentru viața bisericii și pentru viața fiecărui creștin. Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei ne arată că Mântuitorul a venit să se boteze cu botezul pocăinței la Iordan de către Ioan. El se botează pentru a arăta smerenia sa, ascultarea sa și în același timp pentru a arăta că el va lua asupra sa păcatul lumii sau păcatele lumii, adică păcatul neascultării oamenilor și păcatele care decurg din neascultarea oamenilor față de Dumnezeu. Și de aceea, făcându-se el ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce, față de Dumnezeu Tatăl, a vindecat păcatul neascultării și a adus lumii mântuirea. Taina botezului este temelia vieții creștine. Sărbătoarea aceasta ne aduce aminte de faptul că botezul este o lucrare mântuitoare, sfințitoare. Și anume, în ce constă lucrarea aceasta mântuitoare? În refacerea legăturii oamenilor cu Dumnezeu. Prin Dumnezeu omul, prin credința în Iisus Hristos, prin credința în Sfânta Treime pe care El ne-a descoperit-o și prin botez. De aceea botezul este sfânta taină de temelie a vieții creștine, după cum este și temelia activității mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Taina botezului Domnului a mai arătat prea fericirea sa, este pentru biserică o mare binecuvântare, întrucât prin ea primim harul înfierii. Cerurile deschise înseamnă că Dumnezeu comunică împreună cu oamenii și are această disponibilitate de a ne duce spre înfiere. Ne dăruiește darul înfierii în Dumnezeu Fiul. De aceea când a zis Tatăl, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit, s-a referit atât la dumnezeirea cât și la umanitatea Fiului. Și deci El ne iubește pe noi, Dumnezeu Tatăl, cu aceeași iubire cu care iubește pe Fiul Său cel veșnic, atunci când noi credem în Hristos și ne-am botezat în moartea și învierea Lui. Am murit împreună cu Hristos prin botez, în sensul că am murit față de păcat și am înviat împreună cu El la o viață de sfințenie. De aceea, după botez se spune, botezatul te-ai, luminatul te-ai, sfințitul te-ai. La prăznicul bobotezei în toate locașurile de cult a fost oficiată liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.